La ce vă gândiți sincer în momentul în care luați în calcul varianta chiar să mergeți în închisoare? V-am mai spus. Eu sunt pregătit de orice. Mai greu mi-e să mă gândesc la cei din jurul meu. Dar asta e viața. Trebuie să trecem prin multe ca să putem să ajungem la capăt. Îndrăznesc să sper că nu voi ajunge aici. La ce sperați dumneavoastră? Eu sper din toată inima ca acum acest complet de 5 judecători, după ce a trecut presiunea MCV-ului, să se aplece cu atenție asupra acestui caz, să ia în calcul toate probele legale pe care le vor prezenta avocații apărării și să dea o decizie corectă. Este o lovitură pentru Partidul Național Liberal și pentru guvernul Ponta această decizie? Cum o evaluați? Este o lovitură și pentru Partidul Național Liberal și pentru guvernul Ponta. Îmi pare foarte rău că i-am adus pe colegii mei în această situație. Astăzi am avut o întâlnire, un birou politic. M-am bucurat să văd că sunt cu toții alături de mine și realizează faptul că nu am ajuns aici datorită mie, ci datorită faptului că m-am luptat. Și chiar au fost susțineri, aș putea spune eu, exagerate. La un moment dat i-am rugat să încheiem acele discuții pentru că aveam și alte chestiuni de discutat în partid. Le mulțumesc pe această cale. Îi mulțumesc și lui Victor Ponta, care a fost foarte corect cu mine și este în continuare corect, și colegilor din USL. Chiar pentru mine a fost o surpriză extraordinară. M-am simțit efectiv măgulit de acest comportament. Ceea ce mă bucură este că oamenii din jurul meu știu realitățile și știu că sunt nevinovat. Sunt convins că sunt nevinovat. Ceea ce mă bucură și mă mulțumește. În rest, trecem peste toate. Pe mine mă surprinde așa, într-un fel, vă mărturisesc atitudinea dumneavoastră. Trecem peste toate. Dacă spuneți că sunteți nevinovat, cum să trecem peste o condamnare? Adică, cum se poate trece peste o condamnare dacă sunteți nevinovat? Dar ce aș putea face, domnul Gâtea? Păi suntem totuși într-o țară normală. Nu poți să iei mitraliera și să împuști. Nu, n-am sugerat deloc asta. Nici nu pot să mă apuc să înjur judecător. Nu voi face nici înainte, nici după. Nici nu vreau să spun că sunt puși de cineva acolo ca să facă acest lucru. Nu. Poate așa gândesc dumnealor. Ce să fac? Ce aș putea să fac? Nu știu, pentru un om politic cu trecutul dumneavoastră, ați fost ministru și așa mai departe, acest tip de fatalism, repet, dacă sunteți nevinovat, eu iau ce a spus dumneavoastră în această seară ca o ipoteză. Stați puțin. Fiți sigur că dacă, Doamne ferește, pentru Doamne ferește a fost dat un jurnalist afară. Dacă, Doamne ferește, voi ajunge să fiu condamnat în România, mă voi adresa la CEDO. Este un lucru normal. Bine, cine și ce câștigă, vom vedea, pentru că la CEDO nu-mi fac probleme că nu câștig acest proces. Dar știți că la CEDO îl câștigi după câțiva ani. Ei, dacă ajunge doamna Iulia Motoc, s-ar putea să nu mai câștigați nici la CEDO. Nu știu. E măcar doar una. Completele acolo nu sunt de doi, sunt cel puțin de trei, așa încât sper din toată inima, chiar dacă se va nimeri doamna Iulia Motoc în completul meu, să câștig cu 2-1. Dar știți, sunt multe condamnări la CEDO ale statului român. Ministerul de Finanțe plătește pentru că sunt executorii acestei condamnări. Normal ar trebui să se îndrepte împotriva judecătorilor care au dat aceste sentințe, dar niciodată nu s-a făcut până acum. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, cred că ar fi și judecătorii mai atenți atunci când dau deciziile, dacă ar plăti din buzunarele lor.